Defensiva a fost cartea câștigătoare pentru basketbaliștii Ploieștiului. Ei au reușit să se impună în meciul 2 împotriva clujenilor. Au făcut-o după o victorie categorică, 90 la 67, egalând scorul la general. Albalbaștii spun că față de primul joc pe care l-au pierdut, au fost mult mai atenți în apărare. După prestația slabă din primul meci, Burla cu a început ca rezervă fiind titularizat în premieră ante Crapici, care a reușit 16 puncte. Însă Alhaji Mohamed a fost din nou cel mai bun marcator al echipei ploieștene cu 21 1 de puncte. Secundat de pivotul Gerald Lee, autor a 19 puncte. De la Ardelen, tot un american, Darius Hargrove, a reușit 29 de puncte, fiind coș gheterul partidei. Antrenorul Dado Arnautovici a declarat că acest succes reprezintă imaginea reală dintre cele două echipe. Apreciază puterea de luptă a băieților săi care nu s-au dat după primul eșec. Arnautovici susține că o apărare exactă îi poate califica într-o nouă finală de campionat. Până atunci, semifinala se mută la Cluj, acolo unde săptămâna viitoare vor avea loc următoarele Înfruntări. Dacă duelul ploiești Cluj se află la egalitate, în cealaltă parte CSM Oradea a devenit favorită pentru un loc în finală. Oradea conduce la general cu 2-0 pe BC Mureș după cele două victorii obținute pe teren propriu.